Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 2 la puterea x supra 3 la puterea x egal cu 3 supra 2. Cum putem rezolva această problemă? Fie putem înmulți extremii și mezii și să egalăm. Și atunci, deci să zicem ca metodă 1, metoda 1. Deci să avem 2 ori 2 la x egal cu 3 ori 3 la x. Dar 2 la 1 ori 2 la x, deci folosim proprietatea puterilor că a la n ori a la m egal cu a la n plus m. Da? Ori, asta ne dă 2 la x plus 1 egal cu 3 la 1 ori 3 la x, 3 la x plus 1. După care, cum fac baze diferite? Uitați ce, cum putem proceda. Împărțim printr-una din aceste puteri, fie prin 3 la x plus 1, fie prin 2 la x plus 1. Știm că întotdeauna putem să împărțim pentru că exponențiala este chiar mai mare strict ca 0, deci normal că e diferită de 0. Și obținem 2 la x plus 1 pe 3 la x plus 1 egal cu 1. Dar proprietatea a la x, să zicem, supra b la x este egală cu fracția a la x pe b la x este a supra b totul la x. Prin urmare, putem scrie 2 pe 3 la x plus 1 egal cu 1. 1 se mai poate scrie și ca 2 pe 3 totul la puterea 0, că știți că un număr la puterea 0 este 1. Și acum, folosim proprietatea funcției exponențiale de a fi exponențiale, orice funcție exponențială de a fi bijectivă, adică în particular de a fi injectivă, nu? Cu o funcție bijectivă, știți că este o funcție injectivă și surjectivă. Ce înseamnă o funcție injectivă? Că din 2 pe 3 la x egal cu 2 pe 3 la y rezultă x egal cu y și evident și reciproc. Prin urmare, din 2 pe 3 la ceva egal cu 2 pe 3 la 0 rezultă x plus 1 egal cu 0, de unde x egal cu minus 1, soluția problemei noastre. A doua modalitate era următoarea, metoda a doua. Păi, noi observăm că 3 pe 2 ne vom folosi în mod esențial de faptul că un număr la o putere negativă este 1 supra numărul respectiv la puterea în cauză. Și anume, 2 pe 3 la x, atenție, puteam să scriem așa, 1 supra 2 pe 3, da? De ce? Că 1 se mulțea cu răsturnatul fracției și ne dădea 3 pe 2. Adică egal cu cine? Cu acest număr 2 pe 3, uite, o să-l pun în paranteză ca să-l vedeți, la minus 1. Prin urmare, din proprietatea pe care v-am spus-o mai devreme de injectivitate, ce rezultă? Egalitatea exponenților x egal cu minus 1.